Ce am făcut noi de data aceasta? Am glorificat numele lui Dumnezeu. Amen. Este atât de important ca numele lui Dumnezeu să-l glorificăm și să-l binecuvântăm. În orice vreme. În orice vreme. Căi nor, căi soare. Că suntem, că suntem sănătoși sau suntem bolnavi. Noi glorificăm numele lui Dumnezeu. Glorii. Pentru că ci atunci când glorificăm numele lui Dumnezeu, inima noastră se umple de bucurie. Atunci nu mai privim la necazuri, nu mai privim la probleme. În momentele acelea, credința noastră se, se ridică la un alt nivel. Poziția noastră în Hristos ia un alt loc. Când glorificăm pe Dumnezeu văzduhul care este bântuit de atâtea unde din acestea care vrea ca să ne, să ne oprească, să avem comunicație și legătură cu, cu Tatăl Ceresc și ne interfire, ne, ne bruiază. Dar când lăudăm numele Lui Dumnezeu, toate acestea pierd, yes. pentru că nu poate să stea în prezența glorioasă a Lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Amen. Amen. Am observat că și de multe ori venim înaintea Domnului. Doamne ajută pe cutare, Doamne ajută pe cutare, Doamne scapă-L, Doamne izbăvește-L, așa este! Vreau să vă spun ceva, stați un minut jos, ca să nu vă țin mult în picioare. Dar nu vă țin mult, că vreau să ne rugăm. Am observat din propria mea experiență. Când vin înaintea lui Dumnezeu, cu într-o rugăciune, cu glorificarea numelui lui Dumnezeu înainte, nu vin, Doamne, ai milă de mine, Doamne, îndurăte. Doamne, îndurăte de Ilonca, Doamne, îndurăte de Ramona, îndurăte de Geni, Doamne, îndurăte. De... Și vine înaintea lui Dumnezeu și slăvesc numele lui prima dată. Și îl glorific numele lui. După ce inima mea este încărcată de bucurie cerească. Pentru că în momentul acela vine și Duhul Sfânt. În momentul acela se, se coboară și Duhul Sfânt, și suntem în plus de Duhul Sfânt. Și în momentul acela, împreună cu Duhul Sfânt, aducem mijlocirile și, și aducem cauzele care sunt. Duhul este acela care, care face mijlocirile mai bine decât știm noi să le facem. Și Domnul să ne ajute la aceasta. De multe ori. Neputința noastră, care am moștenit-o de la părintele nostru, chiar din grădina Edenului, încearcă să ne dobare. Suntem bolnavi, suntem răciți, suntem... am pierdut tată, mamă, fiu, am pierdut... am pierdut în lumea aceasta. Dar știm că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Toate sunt cu putință. De aceea. Și am făcut în seara aceasta, numele Lui e minunat. Numele Lui e glorificat. Numele Lui este un nume deasupra oricărui nume. Și mă pregăteam înainte ca, ca Paul să, să caute și cei care au cântat, înainte ca să, să caute ei cântarea aceasta și să, să pregătească cântarea aceasta, m-am uitat la psalmul 89. Salmul 89 este, este un salm de glorificare la adresa lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Când, când vorbim despre Dumnezeul nostru, când vorbim despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, vorbim despre ceva glorios, despre un Dumnezeu adevărat. Despre un Dumnezeu al minunilor. Și acest Dumnezeu, acelora care le-am pomenit, Avram, Isaac și Iacob, care este identificarea Dumnezeului adevărat, este Dumnezeul Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos. Și este Dumnezeul nostru personal. Și aici spune așa, Psalmul 89 spune o cântare a lui Etan, Izrahit, Ezrahitul. Doamne, dacă, dacă citim cuvintele acestea, nu sunt numai cuvintele de laudă a lui Etan, sunt și cuvintele de laudă ale noastre. De multe ori așa parcă cineva spune, spune lucruri și zice, oh, l-aș fi știut și eu să-l spun. Dacă Andy, fratele Andi, predic aici, o, oh, ia, și noi am fi știut. Ia, dar nu avem darul acela care, ca, ca, să le spunem pe toate așa cum, cum ni se spune, pentru că Domnul ne, bine binecuvintează pe fiecare așa cum El a vrut. Dar, când cetim aceasta, voi, voi cânta totdeauna în îndurări, durările Domnului, totdeauna în durările Domnului. Wow! Voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia ta. Noi oare întârzie Dumnezeu? Oare cum? Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dumnezeu nu vine niciodată prea târziu. Unele lucruri, dacă Dumnezeu le ia și decizia lui, sunt pentru binele și fericirea noastră veșnică. Pentru fericirea noastră veșnică. Ne ridicăm în picioare. Și vom veni înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de glorificare, de slăvire. Pentru că ce mare Dumnezeu avem. Să ne gândim la din câte lucruri, din câte lucruri nu ne-a izbăvit El. Să ne gândim câte lucruri imposibile ne-a făcut El. Dacă ne uităm la ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile noastre, atunci avem îndrăzneală. Avem îndrăzneală la Dumnezeu și avem curaj. Și avem curaj. Și credința noastră este întărită ca să venim și pentru problemele care sunt acum. Și Domnul să se îndure și să acopere totul. Pentru că atunci când. Petru s-a lepădat de Domnul. Petru s-a lepădat de Domnul. Și a plâns amar, a plâns amar. Și Domnul nu l-a lăsat în situația aceea, ce a venit, la, a venit la el și a zis, Petre, mă iubești pe mine? Și când l-a întrebat Domnul de, de, trei ori pe Petru, Domnul l a zis, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele, și Domnul ne are în vedere pe toți. Ne are în vedere pe toți. De aceea să venim înaintea Domnului cu o, cu o, cu o rugăciune de laudă. Așa cum a cântat cântarea de laudă. Să venim la adresa Domnului cu, cu o rugăciune de laudă și să proslăvim numele Domnului.